Acțiuni ample ale gărzii de mediu au loc în județul Mehedinți. Ieri seară, un mehedințean a fost prins în flagrant în timp ce arunca într-un loc nepermis materiale de construcție. Incidentul s-a petrecut pe centura ocolitoare a Severinului, iar acțiunea s-a încheiat cu o amendă usturătoare și mașina inculpatului confiscată. Da. Mașina da. Se restricționează, da. Da. O să punem sigilul pe ea, da. Controle după controle efectuate de către Garda de Mediu, un bărbat din Mehedinți a fost prins aseară când arunca ilegal materiale de construcții. Totul s-a întâmplat pe centura ocolitoare a Severinului. Lucrez. Am lucrat în Italia 12 ani, am venit, construiesc în România. Ce e? O rușine să lucrez? Nu am curat, nu am aruncat-o în mijlocul câmpului. A zis că s-a vorbit cu proprietarul terenului să basculăm aici o mașină de țintă. Pentru că de la serviciu mașina? E de la un verișor de acasă, patronul firmei, și își construiește o magazie pentru a depozita ce are de depozitat acolo, unelte, chestii de astea. Și v-au spus cei de la Garda de Mediu pentru ce v-au oprit? Da, și că nu este voie, dar noi am venit pentru că omul a zis că face o cultură cu cimeni, doamne cimeni, face parcare de tine. A zis că nu-l incomodează, a vorbit patronul cu... Asta este, ce să vă înțeleg. Bărbatul spune că nu ar fi făcut o infracțiune, însă oficialii l-au contrazis. Acesta s-a ales cu mașina confiscată și cu o amendă de 10.000 de lei. Materialele au fost duse la depozitul de gunoi al orașului, iar proprietarul materialelor a fost nevoit să plătească o taxă. Comisarii gărzii de mediu desfășoară în fiecare seară astfel de acțiuni, iar tot mai mulți cetățeni își aruncă gunoiul în zone nepermise. În această seară, în urma unei acțiuni desfășurate împreună cu colegii de la Garda de Mediu, am reușit să identificăm o autoutilitară care deversa resturi din materiale de construcții într-un loc nepermis. Acesta a fost identificat, l-am însoțit la operatorul Brandner, operatorul ecologic al orașului, pentru a cântări cantitatea de deșeuri și a o deversa în acest loc. Va fi sancționat cu amendă de la 15 la 30.000 de ron și se va confisca mașina. Sunt multe astfel de cazuri? Sunt foarte multe astfel de cazuri. Desfășurăm în fiecare seară împreună și cu poliția locală astfel de acțiuni și sperăm ca în scurt timp să vinde cât mai mulți cetățeni care aruncă în locuri nepermise. Astfel de infracțiuni sunt sancționate grav. Făptașii se aleg cu amenzi până la 30.000 de lei, iar unii dintre aceștia rămân fără camioane.